ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor, bine v-am regăsit. Suntem în momentul de față la sala de așteptare, waiting room, se vede și în spatele meu aici. Suntem la aeroportul Suceava, aeroportul Salge mai exact. În momentul de față s-au redeschis cursele externe, a aterizat cruzerul de la Schmelingen și urmează să plece către Schmelingen cu pasagerii la Suceava. Suntem în aeroport, o să vă facem o prezentare a ceea ce se întâmplă aici. De la intrarea pune și o măscuță astăzi, în ordine. Sunt câteva reguli mai speciale, să vă știți noastră. Acestul incident se face într-o manieră mai aparte, dar sper să vă poate să înțelegeți ceva. Stați aproape. Stați așa. Acum dăm drumul la ruta din aeroport. Accesul în aeroport se face doar pasagerilor, este permis doar pasagerilor. Aparținătorii, cei care au venit să-și conducă rudele, prietenii la aeroport, nu au ce căuta în auto. Este zona aceasta, după cum vedeți, în cazul curselor, dacă e vorba de aglomerație, au delimitat distanța între oameni, o să meargă cu bagaje. Teoretic, voi face traseul ăsta peste pe interiorul lanțurilor, ca să vedeți exact cum se merge. Mai din felul ăsta, în cazul de aglomerație, facem un labirint așa delicat, cu distanțare corectă. Aici pare mai ciudat așa că trebuie să stai la coadă, dar vă dați seama, măsurile de siguranță trebuie adoptate, într-un fel. Deci, în zona de așteptare, sala din față este sala de așteptare. Aici trebuie să stea pasagerii, că nu mai au voie să aștepte înăuntru. În zona aceasta, teoretic, oamenii sunt preluați. Ce vedeți dumneavoastră în față acum sunt călătorii care vin de la Mindia și care tocmai au terminat de dat declarații la DSP, că totul este în regulă și au plecat spre rând. Imperatori care au aterizat la Mindia și care la momentul de față mi s-a dat voie să iasă din aeroport.
autogării. În momentul de față, toți pasagerii au fost operați, medic și s-au fost primiți în zona de așteptare, zona de plecare. În zona de urmare. La 13.40, când urmați de pe la urmă, trebuie să depăneze nava auzită, pasagerii vor în urmă. Și să vă prezentăm imagini și de acolo. Balurile sunt închise la aeroport. Mă dau să ne triști. Ne fac un bănuț. Asta e celebrul turn pe care îl vedeți, pe care numai nu-i pune nimeni în funcție. E gata, dar nu-i pus în funcție. Asta e situația. Poate în România. Ăștia sunt de la urmă. Aici este zona de plecare, zona de îmbarcare.
Da, despre asta este vorba. Ați văzut, e vorba despre oameni care ies din zona de verificare a DSP-ului, așteaptă să intre în vamă și apoi vor putea ieși din aeroport și putea să-și vadă prietenii, rudele și să meargă apoi acasă. Deci, de pe aeroportul Suceava se decolează, nu vă pot ura decât să aveți parte de zboruri cât mai sigure și mai plăcute.